Iată de mine la Dumnezeu, suntem în ograda mănăstirii, de ce nu s-a dat drumul și la slujbele în biserică, dar din păcate, la 2 metri distanță, unul de altul, nu cred că reușim să stăm 20 în Sfânta Biserică, ori la Pademul, precum bine vedeți, este cam în fiecare duminică. Datorită frăților voastre, cei care sunteți cu adevărat în creștini, și vă căutați atât de frumos de suflet, și precum bine spună fiecare duminică, dumneavoastră sunteți o doară biserică și florile din grădina Maicii Domnului. Așa că vă mulțumim din inimă, din suflet că existați și că vă căutați frumos de suflet. Trebuie să ne supunem iubitului Hristos, fiindcă viața, m-am mai spus-o, este un dar de la Dumnezeu. Vă protejați și ne protejați, vă putem sluji, măcar în Sfânta Biserică când intrați, rugămintea mea este să aveți masca, iar aici, în ograda mănăstirii, mila la Dumnezeu, aveți unde sta și familie puteți sta și 10 la o dată, dar ceilalți, vă rog, în numele Lui Dumnezeu să mă ascultați, păstrați puțin distanța și, ca să nu spunem, ferească Dumnezeu din cer, să mai trecem prin ceea ce am trecut. Nu cred că și-ar dori cineva astăzi să treacă prin aceste încercări îngrozitoare. Încă avem destule încercări, dar credința vie în Dumnezeu ne apără și va apără. Un bun creștin, un bun credincios nu este teamă de nimic, ci doar de Dumnezeu și este la datorie, la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie. De aceea mă prețuiesc și mă folosesc de multe ori spun, din dragostea și credința, răbdarea frăților voastre, cei care lucrați cu multă pioșenie, cu multă râvnă, cu multe evlave, către Măicuța Domnului Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, duminică de duminică, mulțime de popor. Și datoria noastră a Părinților Sfântitori să ne rugăm pentru frăților voastre atât la Sfânta Liturghie zilnică și mezonotică, mezonoții, pentru sănătatea, iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor frăților voastre. Încă o dată vă mulțumesc și vă răprosti că ați venit. Să vă bucure Maica Domnului și să vă împlăcească Măicuța Domnului să vă acopere sub Sfântul Său omoflor. Doamne!